Circa 150 de expozanți din 5 țări din regiune își prezintă activitățile la Târgul Economiei de la Zrenjanin. Ne aflăm în standul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Cara Severin. Beneficiem de acest spațiu și ne-am prezentat pentru a face cunoscut aici oferta turistică a județului Cara Severin. Anul acesta suntem aici împreună cu 4 firme membre ale Camerei de Comerț. Sunt firme din domeniul cercetare-dezvoltare, sunt firme din domeniul industrial și din domeniul agriculturii. Datorită relațiilor de colaborare, aș spune de excepție, pe care le avem cu Camera de Comerț din Zrenjanin, anul acesta am beneficiat de niște condiții deosebite. Scopul târgului este stabilirea unei punți de legătură între antreprenori și instituțiile relevante în vederea unei cooperări mai fructuoase. Avem prezenți aici peste 150 de expozanți din 7-8 țări, adică din Serbia, din Ungaria, Bosnia-Herzegovina, Croația, România, bineînțeles, tradițional de fiecare dată sunt prezenți și camerele de comerț, partenerii noștri de colaborare. Și cei 150 de expozanți își expun diferite lucruri, își reprezintă economiile regionale la 90 de standuri. Pe parcursul mostrei se vor organiza numeroase prelegeri, mese rotunde și prezentări de firme.